ta niciodată. Și oricine va urca acest deal, această vatră de lumină a bisericii și a neamului nostru, își va aminti, fie că va citi sau nu placa aceea descoperită și sfințită ieri, își va aminti că aici au trecut pașii unui papă de la Roma. Sunt sigur că împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea, Patriarhul Teoctist, ne privește de la o fereastra cerului, binecuvântând și această clipă, așa cum ne-a binecuvântat de atâtea ori. Dumnezeu să-L ierte și pe noi să ne întărească în drumul nostru pământesc cu harul Său și cu îndurarea Sa. Hristos a înviat! Hristos a înviat. Mulțumim înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Ioan Robu pentru aceste cuvinte deosebit de calde și îi spuneam acum că se vede că l-ați cunoscut personal pe preafericitul părinte Patriarh Teoctist. Ați lucrat împreună, ați mărturisit împreună Evanghelia lui Hristos în timpuri grele și mai ales ați organizat împreună vizita Papei la București. Deci este un cuvânt de suflet pe care l-ați rostit și aceasta ne arată că, într-adevăr, atunci când cuvintele noastre vin imediat după rugăciune, ele sunt pline de prezența Duhului Sfânt care este prezent în oamenii aflați în stare de rugăciune. Pentru credincioșii noștri trebuie să precizăm că această zi de pomenire a Patriarhului Teoctist în Catedrala Ortodoxă Patriarhală din București și apoi după masă pomenirea Papei Ioan Paul al II-lea în Catedrala Catolică din București constituie și un memorial al zilei de 9 mai 1999, zi în care de dimineață Papa Romei a asistat la liturghia ortodoxă din Piața Unirii, iar după masă Patriarhul României a asistat la misa catolică din Parcul Izvor. Deci întâlnirea de la București dintre Papă și Patriarh nu a fost marcată doar de cuvântări, ci și de rugăciuni. Și ca atare, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioan Robu ne-a propus ca în ziua aceasta de 9 mai, 10 ani după evenimentul din 1999, să fie marcată de momente de rugăciune, de pomenire, de parastase a celor doi întâi stătători de biserici, a celor doi arhipăstori, desigur, Papa pentru Biserica Romano-Catolică în ansamblu ei, iar Patriarhul României pentru Biserica Ortodoxă Română. Deci, propunerea aceasta a fost benefică pentru că ea arată că nu doar a aniversat evenimentul întâlnirii, al vizitei Papei la București, ci acum am și comemorat personalitatea lor, rugându-ne pentru odihna sufletului Patriarhului și apoi după masă pentru odihna sufletului Papei, împreună cu drepții și cu sfinții slujitori
ai lui Hristos și ai bisericii sale. În încheiere aș dori să spun că cea mai evidentă și mai benefică roadă a întâlnirii Papei cu Patriarhul la București și a rugăciunii lor în ziua de 9 mai, chiar dacă nu a fost conslujire și împărtășire euharistică, cea mai luminoasă și mai evidentă roada acestei întâlniri și acestei rugăciuni este faptul că astăzi aproape 100 de parohii ortodoxe românești din Italia și peste 50 de parohii ortodoxe românești din Spania se roagă în biserici romano-catolice, construite numai de ei și sfințite numai de ei, de către catolici, dar oferite ca ospitalitate frățească, ca pretenie, ca semn de dragoste frățească acestor comunități ortodoxe românești care s-au înființat în ultimii ani în Italia, în Spania, în Franța și în alte țări ale Europei Occidentale.